Dumnezeirea Domnului Isus Hristos. Întrebarea este Isus Hristos Dumnezeu sau nu este? Sigur că noi ca și biserică și cred că nu există aici vreunul care să spună Isus Hristos nu-i Dumnezeu, că atunci avem probleme. Va trebui să luăm la consiliere, va trebui să vorbim cu el în mod special. Mă gândesc că toți credem că Isus Hristos este Dumnezeu. Dar când mergem în afară, putem noi demonstra cum putem noi de demonstra celor de afară, pentru că sunt în afara acestor ziduri în lumea aceasta, oameni care nu cred că Isus Hristos este Dumnezeu. Cred că a Unii nu cred nici că a existat Isus. Alții cred că a existat Isus, dar Isus a existat sub forma unui profet. A unui profet pe care, și care poate fi comparat cu Krishna, de exemplu, al hindușilor sau poate fi comparat cu Buddha al budiștilor sau cu Confucius al confucioniștilor. Deci, în anumiți comentatori chiar fac astfel de comparații. De exemplu, zilele acestea am citit ceva foarte interesant și anume, de faptul că anumiți comentatori ai hinduismului, ar hindușilor, îl compară pe Isus Hristos cu Krishna. Și spun așa... Krishna, pentru Induși poate fi asemănat cu Isus Hristos, pentru că are foarte multe, spun, spun acești comentatori, foarte multe asemănări cu Isus. Și anume, Krishna s-a născut și el pe 25 decembrie. Ei spun, creștinii sărbătoresc nașterea Domnului pe 25 decembrie, pentru că Isus s-a născut în decembrie. Cu toate că nu e adevărat, Isus nu s-a născut pe 25 decembrie. Dar asta spun ei. Apoi spun că. Krishna s-a născut și el dintr-o virgină, fată fecioară, ca și Isus. Spun de asemenea că sunt foarte multe asemănări între Isus și între Krishna. Însă, studiind cu adevărat viața lui Krishna din cărțile hinduse, ale hindușilor, observăm o foarte mare diferență și o eroare foarte mare care o fac acești comentatori. În primul rând, Krishna nu s-a născut dintr-o fecioară, ci s-a născut dintr-o femeie care era căsătorită cu un bărbat și Krishna era al șaptelea copil. Al șaptelea copil fiind, mama, tatăl, tatălui se numea Vasuveda și mama lui se numea Devaki. Vasuveda și Devaki au fost luați de regele Kamasa, aruncați în închisoare, fiindcă erau din viță boierească, și au avut șapte copii. Toți cei șapte copii, toți cei șase copii au fost omorâți. Printr-o minune, acest Krishna scapă din închisoare cumva și ajunge prin anumite practici ascetice și prin ceea ce face el să câștige inima hindușilor și așa mai departe. Nici vorbă, nicio asemănare între Krishna și Isus nu există. Doar acești comentatori vin cu anumite argumente și spun că, uită, asemenea învățături care le au creștinii, le au și hindușii, le au și confucioniștii și mahomedanii, le au și budiștii și, prin urmare, toate astea sunt numai povești. Dar, când stai să studiezi cu adevărat viața acestor oameni, vezi că nici pe departe nu seamănă cu viața lui Isus. Am făcut doar o paranteză. Cum putem noi demonstra că Isus Hristos e Dumnezeu? Tinerii noștri vor merge la școală și acolo la școală li se spune că Isus fie n-a existat, fie Isus a existat și a fost un profet, un om influent, unul care a influențat pe cei din vremea lui, poate a fost un șovin, unul care și-a iubit națiunea foarte mult, dar nici de cum Dumnezeu. Cum demonstrăm noi că Isus e Dumnezeu? Și aș vrea să vedem ce spune Sfânta Scriptură. În primul rând, ce spune Biblia despre Isus? Este Isus Dumnezeu sau nu? Și vreau să vă dau câteva argumente biblice. Coloseni, capitolul 2, versetul 9. Auziți ce spune acolo? Căci în el, adică în Isus Hristos, locuiește, trupește toată plinătatea Dumnezeirii. Când spune toată plinătatea Dumnezeirii, înseamnă că Isus Hristos e 100% Dumnezeu. Că nu e o parte din Dumnezeu, ci El este Dumnezeu. Din Dumnezeu adevărat. Binecuvântat să fie El. Ioan, capitolul 1, versetul 1. La început era cuvântul, adică Isus. Și Isus era cu Dumnezeu. Și Isus era Dumnezeu. Pentru că atunci când se folosește acest substantiv cuvânt, este vorba de același pronume pe care îl folosește mai târziu, pronume personal Ioan, și spune în Ioan 1 cu 14 și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Adică e vorba de Domnul Isus Hristos. Iar în Ioan 1 cu 14 spune așa: Și noi am văzut slava lui, adică a lui Isus, o slavă întocmai, nu doar parțială ci întocmai ca slava singurului născut din Tată, adică Dumnezeu din Dumnezeu adevărat, binecuvântat să fie Dumnezeu. Deci atât Biblia spune clar, Iisus Hristos e Dumnezeu, nu-i doar un profet, nu-i doar un împărat, nu-i doar un, un erou care moare pe cruce, ci Iisus Hristos e Dumnezeu. Dar ce spune Iisus despre sine? Pentru că Krishna nu spune despre sine că e Dumnezeu. Krishna n am viat, Confucius n-a înviat, Buddha n-a înviat, Zoroastru n-a înviat, orice alți întemeitori n-au înviat, atât sunt morți. Singurul care a părăsit mormântul, care a ieșit din mormânt cu moartea pe moarte călcând, este Isus Hristos Dumnezeu. Iată, aș vrea să vedem ce spune Isus. Recunoaște Isus că El e Dumnezeu? Sau Isus spune oamenilor: Vă înșelați, Eu nu sunt Dumnezeu, Eu sunt doar unul care vă conduc spre Dumnezeu. Recunoaște Isus că e din Dumnezeu sau nu recunoaște Isus? Auziți Luca 22 cu 70. De exemplu, este acolo o secvență. Când ei văd o minune pe care o face Domnul Isus Hristos. Acolo se spune așa. Atunci toți au spus. Ești tu atunci Fiul lui Dumnezeu în procesul, în procesul de judecată a lui Isus. Este un proces de judecată, cel mai nedrept proces. Bătrânii, cărturarii și farisei îi pun următoarea întrebare. Atunci toți au spus, ești tu atunci Fiul lui Dumnezeu? Adică Dumnezeu? Iar el le-a spus, voi spuneți că eu sunt. Și ca să și citim, și el le-a răspuns, așa cum o spuneți, da, sunt. Recunoaște Iisus că e Dumnezeu? Nu este singurul loc din Biblie și ca să trec foarte rapid, aș fi putut să vă dau și alte referințe biblice unde Iisus Hristos spune că este Dumnezeu. Dar aș vrea să studiem puțin umanitatea și divinitatea lui Iisus. Cât din Iisusul pământesc a fost uman și cât din Iisusul pământesc a fost Dumnezeu. A încetat Iisus să mai fie Dumnezeu când s-a întrupat și a fost doar om? Sau Iisus a continuat să fie Dumnezeu și când era om? Dacă a continuat să fie Dumnezeu când era om, de ce nu s-a dat jos de pe cruce? Că el putea să facă lucrul acesta. Atunci ce s-a întâmplat de nu s-a manifestat Dumnezeirea în trupul sau în ființa, în persoana pământească Iisus? Aș vrea să vedem, comparând Scriptura, să vedem a fost Iisus 100% om sau n-a fost. Pentru că au existat tot felul de teorii, Uh, și n-aș vrea să trec prin aceste teorii începând din secolul I și până la noi, în care unii spun Bacă Iisus n-a fost cu adevărat, ci Iisus a fost o concepție în mintea unor uh, ucenici sau a unor grupări uh, a unei secte religioase, uh, Bacă Iisus ar fi fost, dar n-ar fi fost Dumnezeu 100%, uh, ci a fost a devenit Dumnezeu în timp și așa mai departe. Tot felul de teorii care oricum nu au de-a face cu realitatea. Iată ce spune Biblia. Haideți să vedem puțin de umanitatea lui Isus. A fost 100% Isus om? Da. Iată câteva argumente. A plâns Isus? Ioan 11 cu 35. Isus plângea. A obosit Isus? Ioan capitolul 4, versetul 6. Stătea lângă o fântână, era obosit. A însetat Iisus, Luca 19 cu 28, a zis, mie sete. A flămânzit Iisus, Matei capitolul 4, versetul 2. Așteptau ucenicii să vină din oraș să-i aducă de mâncare. A fost ispitit Iisus, Evrei capitolul 4, versetul 15. A fost ispitit în toate felurile, ca și noi, dar diferența între el și noi, fără păcat. Deci iată că din punct de vedere uman am dat doar câteva versete biblice Absolut tot ceea ce există în mine, în noi, a existat și în Isus. A flămânzit, a obosit, a fost ispitit, a plâns și așa mai departe. Dar să vedem ca Dumnezeu, în timp ce era om. Era și 100% Dumnezeu sau nu era? Era. Iată câteva lucruri care mă conving de faptul că Isus era Dumnezeu. Matei, capitolul 14, versetul 33. Isus a acceptat închinarea amintiți-vă în Apocalipsa 19 cu 10 când îi se arată în fața lui Ioan un înger când îl vede Ioan pe înger zice am căzut înaintea lui și am vrut să mă închin dar îngerul mi-a zis ferește-te să faci una cam asta pentru că și eu sunt împreună cu tine slujitor și cu frații tăi lui Dumnezeu închină -te. singurul care merită toată închinarea este Dumnezeu prin urmare a venit la Domnul Iisus i s-a închinat și Isus n-a spus, ridică-te, nu te închina. Sunt și eu împreună slujitor cu tine. Și Isus a acceptat închinarea. Este Isus preexistent? A existat Isus înainte să existe ca om, ca trup uman? A existat el înainte cu Dumnezeu? Ioan, capitolul 8, versetul 58. Vă spun că înainte de Avram sunt eu. N-ai nici 50 de ani. Cum spui tu că l-ai văzut pe Avram? Cum, la când l-ai văzut tu pe Avram? Iisus vorbea despre faptul că preexista, adică exista înainte de a se naște. Niciunul dintre noi n-am existat înainte să ne naștem. Niciunul dintre noi nu putem spune că l-am văzut pe Avram. Nu, am avut fiecare un început în timp și avem un viitor veșnic. De asemenea, Iisus este omniscient. Știa toate lucrurile. Ioan capitolul 2, versetul 25. El n-avea trebuință ca să-i facă cineva cunoștință sau să-l informeze despre altcineva că cel însuși știa ce e în om. O simplă întâlnire a lui Isus cu un om și o simplă imagine pe care Isus o avea despre un om, știa absolut totul ceea ce e în om. Isus este omnipotent, adică poate totul. Marcu 9 cu 23 ne spune lucrul acesta: că Isus Hristos a putut să facă lucruri imposibile, încât să îi uimeau și ei. Cine acesta de la ascultă vânturile, valurile, le ascultă marea, îl ascultă vremea? Chiar poate să facă astfel de minuni. Cine este el? Isus este prezent peste tot. Ioan, capitolul 1, versetul 48. De asemenea, ne spune că Hristos este prezent absolut peste tot. El este prezent și în această seară în adunare, slăvit să fie Dumnezeu. În calitate de Dumnezeu, Iisus Hristos poate să facă doar El. Când vorbim de Dumnezeu, vorbim de acel triunghi în care Tatăl este primul inter pares. În acea tetrarhie romană era primul între egali. Ca să înțelegem noi lucrul acesta mai bine, Tatăl este Cel care a creonat ceea ce vedem lumea planul care noi și în care noi suntem lumea aceasta este creată de Tatăl. Fiul este cel care mântuiește creația Tatălui de căzută în depravare. Iar Duhul Sfânt este cel ce pregătește biserica lui Dumnezeu pentru noul pământ, cum se spunea aici, unde va moșteni împărăția lui Dumnezeu. Copiii lui Dumnezeu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Iată în cadrul Dumnezeirii ce face Isus ca Dumnezeu și singurul Isus face lucrul acesta. Nu Tatăl, nu Duhul Sfânt face asta, ci doar Isus Hristos. După cum singurul care face Duhul Sfânt face anumite lucrări pe care nu le face Isus, nu le face Tatăl. Și singurul Tatăl care face anumite lucrări pe care nu le face Duhul Sfânt și nu le face Isus. Care sunt lucrurile pe care le face doar Isus? Și nu le face Tatăl, nu le face Duhul Sfânt. Iată, primul lucru vă rog să-l subliniați, Iisus Hristos are puterea să ierte omul de păcate, să-l curețe de păcate. Această atribuție nu, nu are Tatăl, nu Tatăl a decis asta, ci au decis un în cadrul Trinității, prin jerfa Domnului Isus Hristos, doar prin jerfa lui Isus putem să fim spălați de păcate. Nu există alt substitut, nu există altă posibilitate ca omul să fie iertat. Singura posibilitate, tu și eu, noi, să fim spălați de păcate, de fără de legi, se poate doar prin Isus Hristos, prin jertfa lui Isus. Luca 5 cu 24 îi spune slăbănogului următorul lucru. Știți, vă amintiți de cei patru iși care au coborât un om în, în, fața, în fața lui Isus. Și după ce l-au coborât în fața lui Isus ca să-l vindece, că asta era dorința lor, cei patru atât au putut să facă, să-l aducă în fața lui Isus. L-au coborât în fața lui Isus și au spus următorul lucru. Isus, știa Isus de ce l-au coborât. L-a coborât pe om ca să-l vindece. Dar înainte să-l vindece, Domnul trebuia să-l ierte, pentru că se pare că boala acestui om era o consecință a păcatelor lui. Fiule, păcatele -ți sunt iertate. Oh, șoc! Pentru toți cei care erau acolo, mai ales farisei, cărturarii, Cine este ăsta de poate să zică iertate-ți în păcatele? Că unul singur iartă păcatele, Dumnezeu. Noi știm cum iartă păcatele Dumnezeu. Dumnezeu iartă păcatele, spuneau ei în vremea aceea, că dacă mergi la preot, dacă aduci o jerfă, dacă ești mai bogat, duci un animal mai mare, un vițel, o oaie, dacă ești cineva mai sărat, duci un porumbel, duci ceva, o pasăre, faci ceva ca să, -ți să se ierte păcatele. Cum poate zice el iertate-ți în păcatele? Că nu e el preot. Omul ăsta nu a adus nimic ca să facă o jertfă aici. Și atunci Iisus le spune în felul următor. Dar ca să știți că fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele, ție-ți poruncesc, a zis el slăbănogului, scoală-te, ridică-te, ia-ți patul și du-te acasă. Ca semn că Iisus i-a iertat păcatele, s-a ridicat slăbănogul. Slăvit să fie Dumnezeu! Iisus Hristos, în cadrul Trinității, are acest atribut dumnezeesc. Atunci când un om păcătos vine la Dumnezeu și zice, Doamne, vreau să fiu și eu mântuit, Iisus Hristos spune, și Tatăl spune, dacă Fiul te spală, te curățește de păcate, tu ai satisfăcut dreptatea mea ca Dumnezeu și atunci poți să fii mântuit. Slăvit să fie Dumnezeu pentru Domnul Iisus Hristos! Luca 24 cu 47 spun apostolii și să se propovădească tuturor neamurilor lui pocăința și iertarea păcatelor începând din Ierusalim. Dar pocăința și iertarea păcatelor în numele cui? Doar în numele lui Isus. Iar în fapte 13, 38, 39, să știți dar fraților că în El, în Isus, vi se vestește iertarea păcatelor. Și oricine crede este iertat prin Isus de toate lucrurile de care n-ați putut fi iertați prin legea lui Moise. Deci iată ce putere are jertfa lui Isus, ce putere are Isus Hristos. Fără El nu se poate, dragi tineri, dragi frați și surori, fără Isus Hristos nu se poate să fim iertați. Orice am face nu putem primi iertare. Iar în 1 Ioan 2 cu 12 spune, vă scriu copilașilor, fiindcă păcatele vă sunt iertate pentru numele Lui. Doar pentru numele Lui Isus Hristos. Slăvi să fie Domnul care iartă păcate, care nu ne mai condamnă pentru păcatele noastre, că El, Isus a fost condamnat pentru păcatele noastre și în numele Lui Isus Hristos primim iertare. Dacă ai venit în seara asta păcătos, cu păcate ascunse, acoperite, nu le-ai spus nimănui, aș vrea să le spui Domnului în seara asta, Domnului Isus Hristos, să-i spui Doamne, te rog, iartă în păcatele, șterge fără de legile, pentru că în numele tău vreau să mă duc acasă iertat. Și dacă crezi lucrul acesta în seara asta, pleci acasă iertat. Pentru că dacă Fiul ne iartă, suntem iertați, slăviți să fie Dumnezeu. Un al doilea lucru care îl face Isus în cadrul Trinității este eliberarea din puterile păcatului. Știți că păcatul are o putere, o putere foarte mare. Oameni care consumă droguri, să știți că și-au propus de multe ori să se lase de droguri și n-au mai reușit. Oameni care au trăit în minciună și-au propus să se lase de minciună de multe ori și n-au reușit. Oameni care erau robiți de patima alcoolului, i-am văzut în copilăria mea și-au propus de mai multe ori și plângeau când erau beți și spuneau când mă trezesc nu o să mă mai îmbăt niciodată. Și următoarea zi iar erau beți. Știi ce spune asta? Că păcatul are o putere. Că omul ar vrea să scape, dar nu poate. Pentru că păcatul te-a prins și te ține legat. Ai nevoie de o eliberare. Ai nevoie de cineva care să rupă lanțurile păcatului, puterea păcatului să, să te părăsească, ca să poți să fii liber și chiar să nu-l mai faci. Pentru că altfel ești rob al păcatului. Oricine trăiește în păcat, este robul păcatului, spunea Isus. Și robul nu face ce vrea ci robul face ceea ce dictează stăpânul. După cum omul nu face ce vrea, decât face ceea ce -i dictează păcatul. El vrea să scape, dar nu poate. Ar vrea să fie eliberat, dar nu poate, pentru că păcatul are o putere. Iată ce spune Pavel la Roman 7, 18, 19. Știu un adevăr, zicea el, că nimic bun nu locuiește în mine, adică în firea mea pământească, pentru că cei drept am voința să fac binele, dar n-am puterea să-l fac. Vreau să fac, dar n-am putere. Cine este cel care îmi dă putere ca să fac binele și să trec peste puterea păcatului? Este Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. În Marcu Mar 9, 14 la 29, i-au adus la Domnul Isus un mut îndrăcit. Era un copil care nici nu vorbea, dar care, pe care îl trântea Dracul, Satana, diavolul, numiți-l cum vreți, îl trântea până făcea spume bietul copil la gură. Avea niște crize extraordinare care nu le putea controla. Și copilul acesta când cădea în apă, când cădea în foc, tata tot după el treia să fie atent, că nu știai când se ivesc crizele. Și când apar aceste crize demonice. Și au venit la ucenicii lui Isus și au zis ucenicilor, vă rog, eliberați în copilul, că nu mai rezist să-l văd în starea asta, nu mai pot să-l văd cu boala asta, faceți ceva. Și au încercat o exorcizare ucenicii și n-au reușit. Apoi, omul văzând că ucenicii nu pot să facă nimic, s a adresat direct Domnului Isus. Doamne, n-ai vrea să-mi vindeci copilul? Am venit la ucenicii tăi să le libereze și n-au putut să le libereze. Știți ce a spus Isus? Aduceți-l la mine. După ce puțin i-a mustrat. Și în timp ce venea copilul înspre Isus, dracul, diavolul din copil, când a văzut că uh, se întâlnește cu Isus, a început să-l scuture pe copil cu putere. A căzut copilul jos, a făcut bere la gură, spume la gură. Părea ca mort, Iisus l-a certat pe diavol și a spus, ieși afară din omul acesta, eliberează-l, lasă-l liber. Diavolul a ieșit din om, din copil. Toți credeau că copilul este mort. Iisus l-a prins de mână, l-a ridicat. Copilul era eliberat, era viu. Pentru că dacă fiul ne face slobozi, vom fi cu adevărat slobozi. Altfel niciodată nu vom fi slobozi, nu vom fi liberi. Iisus Hristos este singurul care ne eliberează, spune Ioan 8,36. 36. În al treilea rând, Isus este singurul mijlocitor între Tatăl și noi cel care s-a interpus între mine și Dumnezeu, ca să -mi mijlocească. Știi ce mult contează să ai un mijlocitor? Știi de ce a scăpat Lot? Și a scăpat cum a scăpat, dacă ar fi ascultat Lot, scăpa cu toată familia. Dar Lot credea că glumesc îngerii. Lot credea, ginerii credeau că Lot glumește. Lot credea că îngerii nu vorbesc serios și așa mai departe. Dar cineva stătea lângă Domnul și mijlocea. Era Avram care mijlocea pentru lot. Doamne, dacă sunt acolo 50, 40, 30, 20, 10, 10 oameni, pentru 10 oameni vei nimici, nu voi nimici. Și Domnul, dacă erau 10 oameni neprionizi, n-ar fi nimicit Sodoma și Gomora. Ar fi eliberat aceste ținuturi. Dar nu s-au găsit. Ce bine este să avem un mijlocitor. Acest mijlocitor între noi și Dumnezeu este Isus Hristos. Noi putem să fim scăpați dacă ascultăm de acest mijlocitor când ne spune să ieșim, să ieșim. 1 Timotei 2, 5 și 6 spune așa, că este un singur Dumnezeu și un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni. Omul Isus Hristos, care s-a dat pe sine însuși ca preț de răscumpărare pentru toți. Faptul acesta trebuie adeverit la vremea cuvenită. Știți de ce spune acolo omul Iisus Hristos? Pentru că vorbim de doi Adami. Primul Adam este Adamul creat de Dumnezeu, căzut și pervertit în păcat. Acest prim Adam trebuia răscumpărat de cineva, de cineva care să nu fie din aceeași spiță genealogică cu primul Adam. Și acest al doilea Adam, acest ece homo despre care spunea Pilat, iată omul, era Isus Hristos, care nu era descendent din Adam, era descendent din Dumnezeu. A venit din Dumnezeu, s-a sălășluit în trupul Fecioarei Maria și o combinație a umanității cu Dumnezeirea, greu de explicat, Teologi la rând nu pot explica cât a fost Isus uman, cât a fost Dumnezeu. Ce a fost o combinație de dumnezeire și umanitate, de spiritualitate și materie. Asta este numai minunia lui Dumnezeu. Nu avem cum să o explicăm. Dar acest Dumnezeu are puterea ca să mizlocească pentru noi. Iar în Evrei 7 cu 25 spune, de aceea și poate să mântuiască în chip desăvârșit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin Isus, pentru că trăiește pururea ca să mijlocească pentru ei. Slăviți să fie Dumnezeu că avem la Tatăl un mijlocitor. Pe Isus Hristos cel neprihănit, care este jerfa de ispășire pentru păcatele noastre. Și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lui. Un al patrulea lucru care îl face doar Iisus este mântuirea. Mântuirea o face doar Domnul Iisus Hristos. Niciun sfânt nu poate mântui sau scoate pe cineva din mântuire. Noi putem să scoatem afară pe cineva din biserică, dar nu-l putem scoate din mântuire. Putem să-l scoatem din inimă, dar nu putem să-l scoatem din împărăția lui Dumnezeu. Dumnezeu poate să aibă milă chiar și de cel căzut și căruia noi nu-i dăm nicio șansă. De cel care îl considerăm o epavă, Dumnezeu poate să vadă în el o valoare. Știți ce a spus Domnul Iisus lui Zacheu când s-a întâlnit cu el? Esența întâlnirii lui Iisus cu Zacheu, știți care este? O concluzionează Isus. Astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta, Luca 19 cu 9. Astăzi. Adică, cum a intrat mântuirea? Cine a intrat în casa lui Zacheu? Isus. Ce i-a adus Iisus lui Zacheu? Mântuire. De unde știm că i-a adus mântuire? Pentru că mântuire înseamnă ceva. Mântuire, fras și suror, nu este să se boteze cineva în apă numai. Înainte de botezul în apă este o naștere din nou care trebuie să o trăiască omul. Degeaba îi botezăm pe copiii noștri dacă nu-s născuți din nou. Că nașterea în familiile noastre nu nasc sfinți, naștem oameni cu fire pământească. Au nevoie de o întâlnire cu Isus Hristos și fără această întâlnire și naștere din nou, copiii noștri pot să fie pocăiți firești, nu duhovnicești fără o întâlnire cu Isus Hristos, o transformare ca a lui Zacheu. Când Zacheu s-a întâlnit cu Isus, nu i-a mai trebuit vama. Nu i-a mai trebuit să delapideze, nu i-a mai trebuit să fure. Din potrivă și-a amintit de tot ce a furat în trecut și a zis jumătate din averea mea o dau săracilor că știu că nu e mea. Și dacă am năpăstuit pe cineva, dacă am înșelat pe cineva, de patru ori vreau să-i dau înapoi. Dar Zacheu nu-ți mai trebuie bani, nu, nu-ți mai trebuie poziția de la vamă, nu mai trebuie. Dar ce s-a întâmplat Zacheu? m-am întâlnit cu Isus. A intrat mântuirea în casa mea. Nu există mântuit fără naștere din nou. Isus i-a spus lui Nicodim clar, atât în Ioan 3 cu 3 și în Ioan 3 cu 5, studiați acasă. În Ioan 3 cu 3 Isus îi spune lui Nicodim, Nicodime, un om ca să fie mântuit nu trebuie să fie teolog. Nu trebuie să aibă diplome în doctorate, în teologie. Nu trebuie neapărat să fie botezat și membru într-o Dar ce trebuie să fie, Doamne? În primul rând, Nicodime, un om trebuie să fie născut din nou. Că dacă un om nu-i născut din nou, nici nu vede versetul 3, împărăția lui Dumnezeu, și nici nu intră versetul 5 în împărăția lui Dumnezeu. De aceea folosești un verb la imperativ. Trebuie să vă nașteți din nou. Și ultimul lucru care vreau să-l subliniez, să știți că eu acum văd ceasul. Ultimul lucru este judecată. Știți? Toată judecata tatăl a dat-o fiului. Zicea un frate din, din Suceava. Zicea, fraților, dacă mie îmi cereți să mă uit la ceas, eu nu mai pot predica. Așa că mă uit la frați. Dați-mi voie să mai explic și asta, așa nume judecata. Știți, din punct de vedere biblic, există cinci judecăți al lui Dumnezeu. Este judecata de la tronul alb, judecata sfinților, apoi este judecata fiarei, judecata prorocului mincinos, Judecata oamenilor care l-au respins pe domnul și judecata lui Satan. Când vorbim de judecata de la tronul alb, și chiar și în celelalte judecăți, dar în judecata de la tronul alb, Iisus, este judecătorul. Iată ce spune 2 Timotei 4 cu 8. De acum așteaptă cu una neprihănirii pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul Cine? Judecătorul cel drept. Va exista o zi, conform 2 cu 5:10. Când toți trebuie să ne înfățișăm în fața tronului de judecată al lui Dumnezeu și al lui Hristos. Când vom fi judecați nu pentru a intra sau nu în rai, ci când vom fi judecați pentru răsplătire. Ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune în multe lucruri. Ți-am încredințat aici o slujbă și ai făcut-o cu bine, și ai făcut-o cu perseverență, ai făcut-o neîntrerupt, Dumnezeu te va binecuvânta și te va răsplăti. Ai fost credincios în puține lucruri, Domnul te va pune în multe lucruri. Asta va fi judecata finală a sfinților pentru răsplătire. De aia se spune aici că unii vor străluci ca stelele în viac și în veci de veci, îi spune lui Daniel. Cei ce au învățat pe alții să umble în lumină vor străluci ca stelele. Adică vor primi răsplată. Toți, să știți că plata o avem toți, viață veșnică. Însă răsplata va diferi de la unul la altul. Unii vor avea acolo palate în cer, alții vor avea Corturi, căsuțe, nu știu. Dar să știți că fiecare faptă care o facem va avea o răsplată. Nu vorbesc despre celelalte judecăți decât cu o altă ocazie. Dragii mei, merită să-l cunoaștem bine pe Isus. Nu să știm despre Isus, ci să-l cunoaștem printr-o relație personală pe Isus. De aceea, Isus Hristos este Dumnezeu din Dumnezeul adevărat, pentru că Dumnezeu i-a încredințat această slujbă a împăcării omului cu Dumnezeu prin iertarea păcatelor, eliberarea de puterea păcatului, mijlocire în fața Tatălui, mântuire în numele Lui și apoi în final judecata, judecata credincioșilor în vederea răsplătirii. Aș vrea să-i mulțumim Lui Dumnezeu că îl cunoaștem pe acest Iisus Hristos, că este Domnul nostru și Mântuitorul nostru. Este un har extraordinar. Mă rog copiii aceștia care cresc aici să facem noi cei mai puțini tineri tot posibilul să-l cunoască pe Dumnezeu. Și Samuel era în Templu, dar nu-l cunoștea pe Domnul. O revelație specială face o cunoaștere a lui Dumnezeu. Și mă rog ca să aibă parte de revelații speciale.